Salutare, oameni buni, bine ați venit pe Fane și Câinii. Salutare. Sunt cu Robi și cu Dan, ne îndreptăm către o stână aici. Gemeni, cum s-ar zice, un dublu impact cu Van Damme. Suntem la stână la Cornel Chițu, aici la granița între Râșnov și Predeal. Ia uitați peisaj. Deci la domnul Cornel Chițu la stână. Da. Mai avem un pic și ajungem, am luat-o pe jos. Pentru ca să vedem la pas. Mai fare, uite o stână tradițională ce le așteaptă, uite foc. Ia uite voi, chiar că e tradițională, mă, Dane. Și jeepul ăla tot tradițional. Ia uitați, oameni, ce frumos e pe aici. Să trăiți, bună ziua! Am ajuns la stână. Doamne ajută, bine ați venit, ne bucurăm foarte mult. Doamne ajută! Ne-ați călcat și nouă ferma. Mulțumim că ne-ați primit. Persoane deosebite care se ocupă și dorește să ducă mai departe tradiția noastră a ciobanilor, a câinilor ciobănești, mai ales în rasa Corb, că am înțeles că asta este cea mai bună rasă care vrea să se... Da, e în trend. ...omologheze pe plan mondial, numai internațional. Mondial trebuie să-l da, 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 da. Toate rasele românești ne plac. Toate rasele românești, fie carpatin, fie ciobănesc de Bucovina, fie mioliticul, fie corbu. Și bălanul, și mai bălanul. Nou, acum... Bălanul, cum să nu, face parte din câinii noștri autohtoni. Da, 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 da. Care avem noi, crescătorii de animale, ciobanii, mai bine zis. Da, da, da. Chiar vreau să vă întreb, că oile sunt acolo, văd. Da, da, sunt la mulți, sunt ciobanii care le mulg. Aveți multe exemplare? Avem în jur de 600 de exemplare. Da. Ale mele sunt vreo 280 de exemplare. Avem 11 câini ciobănești. 11? Da. Avem și căței din ăștia ciobănesc, unguresc, care dă-ntors, cum spunem noi ciobanii. Aha, Moody. Da, Moody. Moody, da, da, da. Da, avem cățeluși. Acolo avem oițele. Avem și 39 de văcuțe care le avem la păscut în ferma noastră, care ne ocupăm aici cu prepararea brânzei de burduf. Da. Telemea de oaie, urdă dulce, preparatele care le putem scoate din laptele care rezultă aceste animale. Da, văd că și măgăruși aveți, da, aici. Da, măgăruși folosim. Doi măgăruși? Noi folosim, avem 4 măgăruși. 4 aveți, da, în total. Da, mai avem unul aici și acolo mama lor, la pui și la încă unul. Acela este un pic mai în vârstă. Și îi folosim în toamnă când mergem în transhumanță. Noi mai folosim tradiția asta transhumanței. Mergem pe la Brașov cu oile pe câmp, acolo mai ne îngăduie de la asociații o perioadă mai scurtă, de maxim 3 luni de zile. Mergem octombrie, noiembrie și decembrie, undeva până ianuarie, după 1 ianuarie, 5-6 ianuarie, depinde de fenomenele meteorologice. Ne întoarcem înapoi aici la fermă, unde avem saivanul de iernăm și dăm curs situației mai departe. Foarte bine, mă bucur să aud că se perpetuează ciobănia și sper să mai reziste mulți ani de acum. Sper să mai rezistăm, nu știu după generația mea, dacă se va mai naște altă generație să ducă mai departe tradiția asta, este un păcat că să pierde această tradiție de moși strămoși, care ai noștri au ajuns până în Grecia, în transhumanță și până alte părți, oile, și păcat că uite să va pierde această tradiție. Da, vreau să vă întreb ce rasă de oi aveți. Avem rasa țurcană și țigaie. Avem amestecat. Dar acum, în data de 15, o să facem selecția țigaia cu berbec țigău, țurcana cu berbec țurcan. Deci se va împerechea pe rasă. Nu o să facem un metiș, adică țurcana cu țigaia și invers. Am înțeles. Da, deci noi o să le selectăm. O să mergeți pe rasă. Da, fiecare oaie merge pe rasă, le avem oile cu origine. Nu se pune problema. Da. Haideți înăuntru să vedem. Să vă arăt aici unde fabricăm brânza de burduf. Un cioban autentic, gospodar. Da. Aici avem cașul care a rezultat în laptele
că brânza de burduf, ca să iasă o brânză de burduf calitativă, cum este rețeta la noi la Bran, trebuie să avem lapte de oaie și lapte de vacă amestecat. Da. Și iese brânza de burduf. Aha, aha. Asta este cașul care a rezultat din amestecul de lapte de vacă, lapte de oaie. Este cașul de gata, finisat pentru a-l pune la dospit în buduloaie. Aici avem rezultată urda din zărul de la caș, care cu fierbere este acest produs, care noi îl luăm și îl sărăm. Aha. Să-l mai dăm și la comercializare cu la urdă dulce, dacă se cere pe piață și avem comenzi. Dacă nu-l sărăm, îl băgăm în sac de rafie, da, la 20 de kilograme și pus la presă. Adică te scuită, cum să spune. Ca să iasă compact. Da, și iese o urdă extraordinară, care se servește cu un ardei capia, care se servește cu mărar, cu ce dorește o omul. Roșie. Dar da, vreau să vă întreb de, recipiente, ustensile, recipientul ăsta. Aceasta este crinta. Ăsta e din lemn, vă, că am văzut din metal. Da. Nu, noi mergem, ca să vă spun, e bună și din inox alimentar, această crintă care băieții acum mai nou au făcut-o, dar eu merg tot pe vechea tradiție, pentru că în momentul când ai luat cașul, care noi încălzim laptele undeva la 40-42 de grade înainte să-i dăm cheagul, care stă 40-45 de minute pentru închegare la cazan, după aia când îl adunăm și îl punem aici fiind, el mai pierde din temperatură. În momentul ăla de 45 de minute, care 40-45 de minute, care e perioada de stă la întegat. În momentul ăla când îl pui pe crinta rece de inox alimentar, el se răcește. El n-are voie să-și piardă din temperatura lui. Foarte mult. A, am înțeles. Înțelegeți? La brânza de burduf. La tele mea, dar e altceva. La tele mea recomand acea crintă de inox alimentar, care este și ușor de întreținut, și tele mea nu e atât de pretențioasă ca brânza de burduf. Momentul ăsta, vedeți noastră, eu l-am întors pe acest caș. El a fost așa, pus la presă, să vă înțelegeți de cutea scosă pe el. Băgăm chestia asta aici și o să vă arăt, uite, așa vine și aici, așa vine bidonul ăsta ca să aibă presă, să poată să-mi scoată, să-mi scoată tot zărul din el. Și problema este felul următor. Îl întorc cu partea asta, ca să vă explic. Fiind crinta de lemn, îți menține temperatura. Nu se răcește partea aceasta de caș. Rămâne aceeași temperatură constantă în tot cașul. Dacă nu, în momentul când noi îl desfacem și îl băgăm la mașină ca să-l preparăm la brânza de burduf, jumătate partea asta va fi albă ca tenemeaua. Pentru că el apucă de să răcește și rămâne alb, și jumătate va dospi în culoarea galbenă care trebuie să arate brânza de burduf. Și de-aia merg pe crinta de lemn. Da, că menține temperatura, lemnul menține temperatura și nu răcește cașul. Da. Asta este problema care eu merg pe aceste unelte tradiționale. Da, n-am știut chestia asta, de-aia v-am și întrebat. Acum îl las un pic la zmântat, că de-aia la copăr, îl las un pic la zmântat aici, ca să vă spun și de ce. În momentul când o să mergem să vă arăt unde îl depozitez în buduroi de lemn, partea aceasta vine peste cașul ălaltul. Și cașul ăsta trebuie partea asta să fie zvântată până diseară, când eu o să încheg al doilea caș, partea de jos la buduroi să zvântă. Și atunci cașii sunt zvântați unul peste altul ca să nu curgă. O să vă arăt și aici, haideți, da, unde am depozitul de țin cașii. Aici e stâna fără, așa cum se zicea odată, dar aici e dospesc. Și asta se numește buduroi. Da. Astea sunt buduroaile mele. Uitați cașul. Ăsta este cașul dospit care eu sâmbătă, adică mâine, o să prepar, dar o să și începem. Aici avem acel buduroi care v-am explicat eu dumneavoastră că se va face depozitarea. Uitați, ăsta este zvântat aici. Eu când voi veni acum cu cașul celălalt și l-o așeza peste ăsta, va fi zvântat tot. Nu avem impurități. Uitați pe la sare că am pus din cauza să combatem musca, să nu se depună cumva, Doamne ferește, ouă, să facă mușiță, să facă vien, să dăm de belea. Da.
Așa, aici avem betele ciobănești. Betele ciobănești, da. Care le-am făcut că la noi fiind o zonă foarte periculoasă de urs, foarte destea nu ciobanilor ne trebuie bețe. La, mai dăm cu bățul la o treabă, mai nu știu ce. Ne trebuie să avem, să avem stilouri. Mai ajutați câinii, da, vorba aia. Da, e mai ajut, te mai sprijin când te mai duci pe pădure. Pe acolo, pe acolo mai ai un băț în mână, că așa e frumos. Ca e ciobanii, bun, e bun. Da. Haideți aici să vă arăt unde fac, unde fac urda. Deci aici este așa numita fierbătoare. Aha. În care eu, dacă rămân singur și nu am ajutor, mi-am făcut aceste furci, așa numitele furci, în care eu îmi pun, stați să vă arăt, cazanul sus. Mie atâta trebuie să mă ajute cineva, dacă e să, un băiat, să pun cazanul sus, ca idee. Da, vă pot arăta. Mamă, cred că e greu ăla. Nu este. Deci uite, îl punem aici sus, da? Da? Da. În momentul când eu rămân singur, ca să pot să mă fac treaba, aduc acest cauciuc aici, îmi iau cazanul, uitați, și vin cu el, uite așa. Vedeți dumneavoastră? Da, 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 e strategic. Da. Și mi-a făcut treaba, mi l-am dat jos după foc. Îmi ia urda, nu are nevoie să mă mai ajute altă persoană. Da, da, da. Da, este gândită, făcută, uite. Bun, acolo aici este zero. Aici... Zero? Zero, da. Este zero, care noi închegăm, luăm lătașul, ducem la, în stână la fabricare. Rămâne zero, care îl punem pe foc și de aici scoatem urda. Aha, interesant. Da, da, da. Aici este și urda. Acolo văd că aveți și un cojoc ciobănesc. Da, aici așa... Avem mai doarme câte un băiat, mai dorm și eu, nu-i problemă, aici dormi necojocul, e patul. Și aveți aici pe geam, dacă vă uitați, un peisaj superb, așa. Avem un peisaj mirific. Că dormiți cu da, ochii la peisajul. Da, dormim cu ochii la peisaj. Avem în stânga, dacă vedeți dumneavoastră, este masivul Postovaru. A, deci ăsta e da, Postovaru. Acesta este masivul Postovaru. Acolo sus, la... Ultima creastă, prima creastă care se vede mai sus, mai subluiată, acolo este releul de televiziune, care transmite și face legătura cu releul de televiziune de la Bucegi, de la Coștila. Între ele, ca toată lumea să poată să ajungă și la o știre, la o chestie da. Frumoasă. Da, asta este masivul Postovaru, în dreapta avem predealul cu zona 3 Braz, Pârâul Rece. Asta o zonă frumoasă și celebră. Da. Da, celebră, cum vă vedeți că avem și pe domnul Nelu Schiopu. Aici l-avem pe prietenul meu, Nelu Schiopu, care... Vă salut, domnul Nelu. Cu dânsul am mai colaborat la prăsirea rasei de câinii de la el. Am rasă de câini corbi. De exemplu, și această cățelușă de la dânsul. Oilele are dânsul cu mine aici în fermă. Deci nu se pune problema. Dânsul s-a mai modernizat puțin și... Ca să nu pierdă tradiția, apela la prietenii din copilărie să meargă exact. Pe departe. Da, noi suntem iubitorii de animale care dorim. O să mergem după aceea de aici, plecăm și la mine la Vlădeni. Da, la dânsul, la ferma dânsului care are o fermă extraordinară. Super, nu super. Se pune problema, este un băiat gospodar, un băiat extraordinar. Și un pasionat de corbi, am auzit de dânsul de ceva vreme, da, da, că da. E pasionat de corb. Așa este, și e așa este adevărat, este un băiat deosebit, domnul Nelu. Ține cu concurența, care, vrea să fie în top acolo. Care ține și el are o rasă de câini agresivi, față de-ai mei mult mai agresivi. Bine, și ăștia ar fi fost agresivi, dar din zona mea turistică, care este în zonă și deplasarea asta, emigrarea oamenilor la pădure și la oraș, nu pot să țin câini agresivi, că îmi face probleme. Da, da, da. Doamne ferește, prinde un copil, prinde ceva și nu vreau să am probleme. Da. Mie îmi trebuie strict pentru paza animalelor. Și de sălbăticiunii să fie. De sălbăticiunii. Suntem într-o zonă unde ursul e la el acasă, să vă zic așa pe românește. Da. Avem 8 exemplare, dintre care, ce știu eu, sunt 4 soaice și cu pui și cu 2 și cu 3, care, săracii de ei, vin la cumpărături, dar datorită lor nu poate să-și facă piața. Hai bine zis, își fac treaba, nu? Da, sunteți mulțumit? Da, sunt foarte mulțumit de această rasă de câini. Sunt, aveți numai corb? Sau mai aveți și... Am corb, am și o cățea de carpatin. Aha. Și mai am... Mai am și un câine bălan și unul tot așa, un ciobănesc
Maroniu. Maroniu. Da. Dar cred că sunt pe acolo pe la ui, pe la... Na, fiind o zi astăzi atâta de călduroasă, caută și ei săracii că o fi alergat de dimineață, că a fost cu ele, după da, ceva, da. Zic și eu, urme și... Să mai odihnesc. Am mai trecut astăzi noapte pe pășunat. În rest, sunt, uitați, niște căței foarte docili, ei nu au... Nu au un temperament agresiv, fiind învățați toată ziua cu oamenii, nu pot să zic că sunt agresivi. Bine, pe timp de noapte, dacă apare cineva, persoană străină, își face datoria. Da, da. Dar da. Ziua sunt foarte cuminți, dar noaptea e noapte. E și normal. Este teritoriul lor. Da, ce să mai zicem, își apără... Da. Își apără problema.